Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile Mix 2 TV, sunt Silvana Vorovenci. Tragedie în județul Brașov, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în apropiere de Șinca. O persoană a murit carbonizată. Pilotul, un cetățean italian, a fost preluat în stare critică de un elicopter smurd și transportat la Târgul Mureș, dar a murit câteva ore mai târziu la spital. Avionul, fabricat în 2004, a decolat sâmbătă la ora 10 de la Cioca, județul Timiș, și trebuia să ajungă la Ghimbav. Avionul așa, și când a ajuns în dreptul ăsta, s-a ridicat așa, făcea așa niște chestii. Și așa, după asta, s-a în jos și n-am mai văzut că eram acolo la fân. Am venit repede, tot o fugă, și când am ajuns aici, ardea. Deci, de acolo așa se vedea că este fum. Și era un om, un părou, acolo unde e polițaiul ăla. Păi am cărat apă cu asta. Și am pus cu pălăria, păi la vreo 5-6-7 ori, a venit și o bani ăștia la stână. Și avea piciorul rupt în vreo două locuri. În aparatul de zbor erau două persoane, o femeie în vârstă de 57 de ani, cetățean român care a murit pe loc, și un bărbat în vârstă de 66 de ani, cetățean italian. Pilotul aeronavei avea arsuri pe față, pe membrele superioare, plăgi multiple și o fractură deschisă la piciorul drept. El a fost transportat de urgență la Târgu Mureș cu un elicopter smurd. Rănile au fost însă prea grave, astfel că pilotul italian a murit la spitalul din Târgu Mureș. Din declarațiile reprezentanților aerodromului Cioca din Timiș, de unde decolase aparatul, acesta revenise recent din Italia, unde-i fuseseră făcute revizia și primise aviz de zbor. Planul de zbor de la Cioca la Ghimba fusese aprobat de reprezentanții aerodromului din Timișoara. Procurorii parchetului Curții de Apel din Brașov au deschis un dosar de cercetare penală pentru stabilirea condițiilor în care s-a produs tragedia. Aeronava a plecat de pe un aerodrom din Timișoara și urma să aterizeze pe aerodromul Ghimbav din Brașov. Ce urmează să se întâmple? Nu este prematur să ne pronunțăm în acest moment. A început cercetarea la fața locului, urmează să dispună expertiză, să stabilească împrejurile concrete în care aeronava a pierdut altitudine și a luat contact cu solul. Investigatorii de la Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile au preluat epava și au transferat-o la București pentru a o analiza. Ei vor să determine astfel dacă la originea prăbușirii s-a aflat o defecțiune tehnică sau a fost vorba de o eroare umană. Viața nu a fost prea ușoară pentru ei, dar când s-au găsit, au simțit că s-au născut pentru a doua oară. Așa poate fi descrisă pe scurt povestea celor două persoane care au pierit în accidentul aviatic de la Șinca. Apropiații celor doi sunt șocați de cele întâmplate. Silvia și Claudio erau împreună din 2014. Fericirea se citea pe chipurile lor, iar apropiații spun că cei doi erau cu adevărat suflete pereche. Le plăcea foarte mult să danseze. Claudio locuia în Timișoara și Silvia trăia la Cristian, împreună cu mama și cei doi copii ai ei. De fiecare dată când aveau o zi liberă și o petreceau împreună, se simțeau mai tineri și mai plini de energie ca niciodată și făceau tot ce vroiau. Familia, prietenii și vecinii de la Cristiana și Silviei sunt șocați de cele întâmplate. Dimineața am văzut, dar n-am știut despre cine e vorba, că este italian și am înțeles că un bărbat, nici de cum, vecina noastră. Pare... Dumnezeu să-i odihnească și să fie fericit și pe lumea înaltă, că au plecat împreună, dacă s-au iubit, dar ea o femeie nemaipomenită. Cei care au cunoscut-o au numai cuvinte de laudă pentru femeia de 57 de ani. Toți spun că iubitul italian i-a readus Silviei zâmbetul pe buze. Și când plecau de acasă, îi vedeam foarte fericit, se întâlneau, se sărutau, se... așa, doi îndrăgostiți erau, tot timpul, da? Da, da, erau fericiți. Era o femeie bună, era
venea aici, la magazin, îi spuneam să rămână zâmbăreață. Să vedea că e fericită. O, e fericită. Familia și prietenii celor doi se pregătesc acum de înmormântare. Caz cutremurător în Brașov, un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost arestat sub acuzația de viol după ce a întreținut relații sexuale cu o copilă de 14 ani aflată în stare de inconștiență. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Fetei i s-a făcut rău după ce inculpatul i-a dat să bea mai multe pahare cu băuturi alcoolice, explică prin procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie din Brașov, Daniel George Dancă. Totul s-a întâmplat în apartamentul bărbatului situat în Brașov. Prietenul minorei venise cu alți cunoscuți în vizită. La un moment dat, musafirii au părăsit camera în care se aflau inculpatul și fata de 14 ani. Bărbatul i-a dat copilei să bea. Aceasta a leșinat, iar făptașul a întreținut cu ea relații sexuale, dar a fost surprins de prietenul fetei. În cele din urmă, inculpatul a fost reținut și prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. S-a emis mandat, dar decizia a fost contestată. Bărbatul implicat, care este divorțat și are un copil de 12 ani, beneficiază de prezumția de nevinovăție până când magistrații vor emite o sentință definitivă. Este o săptămână de foc pentru elevii claselor a 12-a. Aceștia susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat, care au început cu cea la limba și literatura română. Potrivit datelor oferite de conducerea Inspectoratului Școlar Județean, la această probă scrisă nu au fost înregistrate incidente. La prima probă scrisă a examenului de bacalaureat, cea la limba și literatura română, s-au înscris 2732 de elevi, însă de la test au lipsit 65. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Brașov spune că subiectele au avut grad de dificultate mediu, cu cerințe clare, fără ambiguități. Marți se va desfășura proba de limba și literatura maternă, iar miercuri, 6 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului la disciplinele istorie și matematică. Ultima probă scrisă din sesiunea curentă, proba la alegere a profilului și specializării, este programată vineri 8 iulie, unde candidații au putut opta pentru una dintre următoarele discipline: biologie, chimie, fizică, economie, filozofie, geografie, informatică, logică și argumentare, sociologie și psihologie. Afișarea primelor rezultate a fost stabilită pentru data de 12 iulie până la ora 16. În aceea zi vor putea fi depuse contestațiile în intervalul orar 16-20. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie. 76,3% este procentul de promovabilitate la examenul de evaluare națională înainte de rezolvarea contestațiilor. Rezultatele din acest an au fost mai slabe comparativ cu 2015, când aproape 82% dintre elevii care au susținut examenul l-au și promovat. 16 școli brașovene au avut promovabilitate de 100%, iar în 7 școli din județ niciun elev nu a obținut media peste 5. Potrivit datelor oferite de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, 3248 de elevi au susținut toate probele examenului de evaluare națională și 2615 au reușit să obțină medii peste 5. În acest an, Brașovul se poate lăuda cu 8 medii de 10. 20% dintre elevii care au dat acest test au obținut medii între 8 și 9. Printre cele 16 școli cu promovabilitate de 100% se numără și Colegiul Național Andrei Șaguna, Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil, Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă și Colegiul Emil Racoviță. Afișarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor se va face în data de 5 iulie. Media de admitere la liceu se calculează astfel: 75% media de la evaluare plus 25% media anilor de gimnaziu. Brașovul are cele mai multe prize destinate mașinilor electrice. Din cele 50 montate în toată țara, 9 sunt în municipiul Brașov. Cu toate acestea, brașovenii sau turiștii care sunt în trecere prin orașul nostru nu se înghesuie să folosească aceste dispozitive. 6 dispozitive sunt montate în parcarea de la Spitalul Militar, iar alte 3 în parcările publice de pe Bulevardul Eroilor. Comparativ cu anul trecut, putem spune că anul acesta stăm mult mai bine la acest capitol. Avem 15 alimentări la prizele montate pe stâlpii de iluminat public, la cele 2 prize. Avem 3 alimentări și în parcarea multietajată de lângă Spitalul Regina Maria. Să spunem că brașovenii, dar și turiștii, au înțeles că pot să-și alimenteze mașinile electrice sau cele hibride. Foarte mulți brașoveni sau turiști care ajung în orașul nostru încă nu știu de existența acestor prize electrice de la parcarea Spitalului Militar, prize care au fost inaugurate în luna decembrie a anului trecut. Foarte important de știut este, în cazul în care vreți să vă încărcați mașina electrică de la una din aceste prize din spatele meu, nu plătiți nicio taxă suplimentară, ci doar taxa pentru parcare. Aceasta este de 1,5 lei pe oră.
Pe lângă cele două prize electrice din municipiu, în județ mai sunt încă două astfel de dispozitive, în Poiana Brașov și la Bran. De la 1 ianuarie 2017, salariul minim pe economie ar putea crește la 1450 de lei, iar ultimele rectificări pe marginea proiectului legii RCA au fost aprobate. Amănunte, rubrica Biz. De la 1 ianuarie 2017, salariul minim pe economie ar putea crește la 1450 de lei, așa cum au cerut în mai multe rânduri sindicaliștii. Guvernul a solicitat să poarte discuții între Ministerul Muncii, Ministerul Economiei și reprezentanții sindicatelor. Acestea ar putea începe săptămâna viitoare. Totuși, reprezentanții FMI consideră că această mărire nu poate avea loc, mai ales că salariul minim a fost mărit prea mult în luna mai, ajungând la 1250 de lei. Ultimele rectificări și puncte de vedere solicitate de guvern pe marginea proiectului legii RCA au fost aprobate de ASF și transmise către inițiatorul legii, Senatul, care, se pare, intenționează să convoace o sesiune extraordinară pentru dezbaterea legii RCA. Ultimul proiect al legii RCA rămâne cu propunerea de variantă tabelară a vătămărilor corporale, fără să existe însă o definire exactă a valorii punctului de traumă, propus inițial la nivelul a două salarii minime pe economie. Senatul este cel care va decide, probabil printr-o consultare publică, valoarea punctului de traumă. Un euro valorează la cursul BNR 4 lei și 51 de bani, un dolar 4 lei și 0,5 bani, iar francul elvețian costă 4 lei și 16 bani. Gramul de aur costă 176 de lei și 30 de bani. Casa de Asigurări de Sănătate Brașov a semnat actele adiționale cu furnizorii de servicii medicale pentru a putea fi decontate. Din cei 705 furnizori care activează în județul Brașov, 695 au semnat documentele. Noile acte prevăd mai multe beneficii pentru asigurați. Noul contract cadru a intrat în vigoare de la 1 iulie. Odată cu acesta s-a mărit și valoarea punctului pentru asigurări medicale. Medicii de familie vor primi 4,3 lei pentru fiecare serviciu, față de 4 lei cât era până acum, iar medicii din ambulatoriu 2 lei față de 1,80 lei. Această măsură s-a luat pentru a echilibra veniturile medicilor de familie cu cele ale doctorilor din spitale. Din această lună, părinții care au copiii la grădinițe sau creșe nu mai trebuie să achite taxa de reintrare în colectivitate. Minorii beneficiază de două consultări gratuite la medicina dentară și, totodată, asigurații se pot muta oricând doresc de la un medic de familie la altul. Există foarte multe servicii medicale pe toate tipurile de asistență, începând cu medicina de familie, terminând cu serviciile de paraclinic. Pe transport sanitar, la contractare, stațiile de ambulanță trebuie să prezinte toate avizele și să respecte toate normele privind aparatura care o au în unitățile de terapie mobilă intensivă. De la începutul lunii a fost dat în folosință și un sistem prin care să se evite aglomerația la centrele de analize. Cei interesați se vor putea duce cu biletul de trimitere doar la un singur centru medical. Bugetul semestrului al doilea din acest an al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Brașov este mai mare cu 12% față de semestrul al doilea al anului trecut. Studenți din toată lumea sunt prezenți în aceste zile la Brașov. Pasionați de cultura noastră, străinii participă la cursurile școlii de vară de limbă și civilizație românească. Acestea sunt programate la aula Universității Transilvania în cadrul ediției cu numărul 9 a evenimentului organizat în Brașov. La ediția din acest an, cea de-a 22-a la nivel național, vor participa cursanți din Marea Britanie, Spania, Elveția, Ucraina, SUA, Brazilia și China. Cei mai mulți studenți din străinătate vin pentru a doua sau a treia oară la aceste cursuri. Sunt din Brazilia, am venit pentru a doua dată la Brașov pentru că lucrez pe editura care a publicat mai multe cărți de scritori romani. Noi am publicat deja Nicolae Steinhardt și Andrei Pleșu, Constantin Noica. Andrei Pleșu mi-a plăcut foarte mult și Steinhardt. Steinhardt este o mare experiență. Am venit în România să fac cercetare de muzică lăutărească și manele și învăț limba română. Am făcut cursul ăsta în 2011, a prima oară, și acum am venit încă o dată să mai mă exersez. Este cea mai cunoscută și, cred, prestigioasă școală de vară de limba română, care adună oameni foarte buni din străinătate, care învață limba română, traducători, profesori. Ei duc mai departe
această experiență și fac o excelentă promovare culturii române în străinătate. Evenimentul se desfășoară în perioada 4-28 iulie, iar programul cuprinde peste 60 de ore de cursuri intensive de limba română, dar și de prelegeri de film, cinematografie și istorie. 15 milioane de motoare electrice produse în 80 de ani și nu este singurul motiv de mândrie pentru angajații Electroprecizia Săcele, care mai adaugă la lista de realizări 80.000 de proiecte de scule, 30 de milioane de piese autorealizate, dar și exporturi în multe țări ale lumii. Pentru a marca 8 decenii de existență, angajați, dar și foști salariați ai uzinei, au fost invitați la o serbare câmpenească, unde au depănat amintiri și au petrecut alături de artiști de renume. Compania Electroprecizia Săcele, cel mai mare angajator din localitate, împlinește 80 de ani de existență, fiind singura uzină brașoveană care a făcut tranziția de la sistemul socialist centralizat la economia de piață pe locația sa inițială. De când lucrați la uzină? De 4 luni. În altă parte nu găsești de muncă decât toată lumea căută muncă. Ce a însemnat această uzină pentru dumneavoastră? Păi, cred că totul. Viață, familie, colegi, prieteni. Venind de la țară, mi-am găsit un loc de muncă acum 43 de ani. Frumoși, cu bune și rele. Mă bucur tare mult pentru că se petrece un astfel de eveniment, care l-am așteptat cam de 46 de ani, de când cunosc întreprinderea Electroprecizia. Ce ați lucrat? Ce ați produs? Echipament electric de bord. După diverse etape de dezvoltare, Electroprecizia Săcele este acum un holding industrial cu 1100 de angajați, cu un număr de 9 firme subsidiare. Firma mizează anul acesta pe afaceri de 30 de milioane de euro, iar pentru anul viitor se așteaptă la o creștere de 15-20%. Am lucrat 28 de ani în Electroprecizia, chiar de la angajare în 1988, ca inginer stagiar, cum era pe acele vremuri. Am parcurs toate treptele ierarhice, de la inginer stagiar, șef de atelier, șef de secție, administrator, manager, expert investiții. 15 milioane de motoare electrice produse în 80 de ani și nu este singurul motiv de mândrie și bucurie pentru angajații Electroprecizia Săcele, care mai adaugă la lista de realizări 80.000 de proiecte de scule, 30 de milioane de piese autorealizate, exporturi în multe țări ale lumii. Angajaților de astăzi și de ieri li s-a mulțumit de către conducerea uzinei pentru dedicația și profesionalismul de care au dat dovadă în activitatea lor. O uzină care a fost în cele 8 decenii de existență, practic inima economică a acestei localități. Și acum am înțeles că se va înființa un parc industrial pe platformă și acest lucru va crea locuri de muncă. Da, există un proiect în vederea înființării unui parc industrial pe platforma Electroprecizia, proiect care se va prezenta în Consiliul Local și vom, cu siguranță vom găsi resurse pentru a finanța acest proiect. La petrecerea aniversară a uzinei Electroprecizia au fost invitați actorul Florin Petrescu, alias Axinte, și solistul Aurel Tămaș, însoțit de taraful său. Din cauza la Mix TV Brașov sunt aici, așa ne-am cunoscut. Și pentru că astăzi au împlinit 80 de ani și fac motoare electrice, să-mi facă și mie un motoraj la căciulă vara, că prea transpir așa și să fie mai un pic mai... M-am venit astăzi aici la Săcele, trebuia să fie și o pată de culoare, un Aurel Tămaș din Ardeal și un Axinte de la București. Mare sărbătoare la Sânt Petru, unde floarea rușcuța de primăvară a fost vedeta festivalului ce poartă numele. Au fost parade, fanfară, dansuri nemțești, spectacole cu formații locale, toate presărate cu mici, bere și, bineînțeles, cu voie bună. Festivalul Rușcuța de primăvară a ajuns la cea de-a 6-a ediție și s-a bucurat și în acest weekend de un real succes și interes din partea localnicilor și turiștilor.
Mă simt foarte, foarte bine și sunt foarte bucuros că am putut să termin cu succes alegerile. Sunt, cum se spune, un repatriot, deoarece născut la Brașov. Bunica mea și moșii noștri sunt din Sânt Petru și m-am întors așa înapoi în comuna natală. Ce vă place aici? Totul! Atmosfera, totul! Aer curat! Ce putem mânca aici? Mici, ceapă de porc, pastramă de oaie, produse tradiționale, făcute din ferma noastră. Am văzut că face și un ceaun, cam ăla cum se face? Sau e secret? Ăla e secretul bucătarului. Ne place muzica frumoasă, grătarul avem aici, grătar. Pe această cale vreau să mai transmit locuitorul comunei Sânt Petru un sincer la mulți ani și pe viitor îi așteptăm într-un număr cât mai mare la această sărbătoare. Pe lângă organizarea unor astfel de sărbători pentru localnici, primarul Ioan Rusu anunță și multe lucrări pentru următorul mandat. Vor urma treburi bune, știm problemele cu prioritate care le avem, ele vor începe să deruleze într-un ritm corect. Vrem să facem, începând, v-am spus, de atâtea ori cu creșa, cu înfrumusețarea comunei, asfaltări, extindere de rețele și tot avem numai probleme bune de rezolvat pentru Sânt Petru. În comuna Sânt Petru se află rezervația dealul cetății Lempeș, unde cresc specii rare, precum floarea Adonis sau, după cum au denumit-o localnicii, rușcuța de primăvară. Planta de culoare galbenă este unicat în Europa. Festivalul Rușcuța de Primăvară este organizat în cadrul proiectului Promovarea potențialului turistic al comunei Sânt Petru. Știrile Mix 2 TV au ajuns la final. Sunt Silvana Voroveni și vă invit să rămâneți alături de noi pentru informațiile din sport prezentate de Răzvan Țirea și Meteo cu Mara. La revedere!